Momentele importante din viața de jurnalist țin și de amintiri frumoase, dar și de nereușite. Adunate la un loc, îi fac cinste însă. E unul dintre veteranii care a făcut și face diferența. L-am întâlnit și noi și nu am ratat ocazia de a vorbi cu și despre el. Au fost foarte multe. Spre exemplu, când am reușit să scot o femeie nevinovată din închisoare, Tanța și Răță, îi spunea, era un material cu o femeie săracă din de undeva de pe lângă Târgoviște. Justiția și-a făcut datoria și a condamnat-o la 4 ani de închisoare la Târgșor. A fost atunci mare tevatură, am făcut 2 materiale filmate, au avut un mare efect, un rating de 27% cu 55% marketing, undeva la 6 milioane de persoane. Și a fost grațiată de președintele de atunci. Și-a dorit să devină jurnalist încă din perioada lui Ceaușescu, dar pentru acest lucru ar fi trebuit să urmeze cursurile Academiei Ștefan Gheorghiu și să devină membru de partid. A refuzat însă acest lucru. Am refuzat acest lucru, am urmat cursurile unei facultăți, iar la un moment dat, Jana Gheorghiu, Dumnezeu să o ierte, cu Cornel Nistorescu, au înființat un post de radio privat ca o contrapondere Radio România Actualități, care nu mai deservea, să zicem, interesul publicului. A fost un concurs de vreo 300 de persoane, a durat vreo 3 luni, am rămas 30, după aceea 15 în radio, care acum sunt împărțiți, sunt multe vedete la posturi de televiziune și la radio și așa mai departe. Marcel Bărbătei are la activ 23 de ani vechime în meseria de jurnalist. Nu poate compara munca depusă în primii ani de ziarist cu cea de acum. Este dezamăgit de cenzura din presă, cenzură de care și el s-a bătut de-a lungul anilor. Odată mi s-a dat o comandă, spre exemplu, ca să merg să-l anchetez pe regele Zahărului și am zis, hai să fac și pe asta. Și m-am dus și am făcut un reportaj absolut corect, cu punctul de vedere al acuzării. M-am dus, am luat de la procuror, am luat de la crimă organizată, am luat de la instituții financiare și am luat și punctul respectivului de vedere. Se pare că din cele 5 puncte de acuzare, 4 au reușit să demonteze. Una nu, într-adevăr. Dar acolo era, și acolo era o anchetă la comandă, pentru că un înalt demnitar de stat luase șpagă pentru închiderea unor fabrici de zahăr din Ardeal, ca să vină un import dinspre Franța și Germania. Este sincer, privirea nu-i cade în pământ și nu se clintește din loc. Are mereu răspunsurile la el. Are coloană vertebrală și un bagaj mare de muncă depusă în slujba devoratorilor de presă. În mod normal, rolul unui jurnalist este să aibă toate condițiile necesare, să poată să meargă să-și facă un reportaj, o anchetă, o știre, fără să mai fie condiționat de 50.000 de alte lucruri de pe margine. Asta trebuie să fie în mod normal, acesta trebuie să fie jurnalism. În momentul în care apare o anchetă reală, da? În momentul respectiv trebuie să existe și urmările. Nu îmi trebuie Watergate neapărat, dar în momentul în care vii cu niște dovezi concludente, în momentul respectiv să vezi o instituție a statului că vine și spune, domnule, am început cercetarea pe zona asta. Cu convingerea că încă mai există presă liberă, Marcel Bărbătei este de părere că aceasta nu are audiența necesară. Site-urile de socializare scot însă la iveală multe adevăruri. Aici, jurnaliștii se pot exprima liber. Trebuie să existe însă și oameni care să reușească să discernă informația reală de cea mincinoasă. Toată munca noastră este în zadar dacă n-ai un public receptor. Publicul receptor are probleme în fiecare zi, fiecare familie, fiecare grup, fiecare etnie, să zicem așa, toți au problemele lor. Și atunci trebuie să vii în sprijinul lor și să le spui cu ce se confruntă. Pentru că în România rolul presei mai nou este acela de a ascunde adevărul. Asta este marea dramă. Ați avut vreodată intenția de a renunța la această meserie? Nu, niciodată. Bucuria oamenilor îl face să meargă mai departe. Cazurile rezolvate îi oferă cea mai mare satisfacție. S-a îndreptat mereu spre public. Atunci când nu au primit ajutor de la instituții, au găsit un sprijin în jurnaliștii corecți. În urmă cu ceva timp, ziaristul a stat drept în fața jandarmilor atunci când un sat întreg își cerea dreptatea. În baza care spuneți articolul de lege, în baza care am făcut.
Iată cum ziariștii sunt și apărătorii sătenilor. Uitați-l, uitați cum îl ia, uitați cum îl ia, îl îndepărtează apărătorii. Cazul era unul de retrocedare a unui întreg extravilan al satului Nadăș. În urmă cu mai bine de o lună, Curtea de Apel Timișoara a respins plângerile împotriva ordonanței prin care DNA Timișoara a constatat falsul certificatului de muștenitor al familiei Colțeu. În fața oamenilor a stat și atunci Marcel Bărbătei, jurnalistul care își face meseria așa cum trebuie. Până unde mergeți pentru dreptate? Până la capăt, cum am spus. Marcel Bărbătei a muncit în cei peste 20 de ani pentru mai multe instituții media, dar în unele cazuri merită mai mult să pomenim numele jurnalistului și nu al angajatorului.